găsit! Astăzi vreau să vă povestesc despre modul în care ne conectăm mental unii la alții și legăturile care se creează, legăturile subtile. În ultima perioadă, în cadrul consultațiilor pe care le ofer, am întâlnit o temă recurentă. Aceea oamenilor care se plângeau de faptul că le vin în cap anumite persoane, că nu pot scăpa de anumite gânduri privind persoanele respective și oricât de mult și-ar fi dorit să facă exerciții de meditație, relaxare, detașare, inclusiv mers la psiholog, tot recurent apare acea persoană în capul lor. Vreau să vă spun că și eu am trecut mulți ani la rând prin această situație. La un moment dat în viața mea a existat o persoană și când persoana aceasta a dispărut, eu am început să am tot felul de gânduri. Dimineața, prânz, seara, tot îmi venea în cap, am apelat la psiholog, am vă dat seama, sunt o persoană care lucrează în lumea ezoterică, deci am la îndemână o mulțime de tehnici de detașare și totuși gândul persista continuu obosindu-mă, dându-mi o stare de nervozitate. Și atunci am început să studiez acest aspect legat de gândurile pe care le avem, maniera în care ele se formează și vin la noi. Așa încât astăzi am să-ți împărtășesc câteva informații pe care le-am descoperit de-a lungul cercetărilor făcute despre puterea gândului și maniera în care ne conectăm unii la alții. Atunci când ai gânduri recurente, legate mai ales de persoane, înseamnă că nu e ceva întâmplător. În primul rând, trebuie să analizezi dacă nu cumva ai rămas agățat în povestea respectivă. Dacă nu, și aici nu mă refer numai la povești de iubire. Poate fi vorba despre povești de la locul de muncă, în care ai avut un conflict sau un diferend cu un șef, cu un coleg, cu un angajat, cu un fost partener de afaceri. Și apoi mergem mai departe către persoana iubită, către un fost soț, o fostă soție, un fost iubit, o fostă iubită. Și lista poate continua la nesfârșit oriunde vreți voi să mergeți cu gândul la oamenii cu care ați interacționat și care vă vin în cap uneori și vă obosesc. Deci nu mi-amintesc de Gigel acum 3 secunde și gata, mai mi-amintesc peste un an de zile. Nu, vorbesc de acele gânduri și sunt convins că înțelegi acele gânduri care persistă recurent, zi de zi sau la o anumită perioadă de timp. Gândul, deci dacă analizezi și îți dai seama că ai eliminat tot ceea ce poate însemna balast energetic, adică ai făcut pace cu trecutul, ai înțeles situația, te-ai rupt de acea persoană prin diverse tehnici, una din ele este să te duci la biserică la Sfântul Maslu, dacă ești de altă religie, apelează la rugăciunile care se fac în religia ta, prin tehnici de meditație, prin afirmații pozitive legate de s-a încheiat povestea, v-am tras linie, merg mai departe, îmi văd de viața mea. Deci dacă ai eliminat toate aceste lucruri și totuși persoana continuă să-ți vină în minte, înseamnă că avem de-a face cu un string, adică cu o legătură creată între două persoane, o legătură energetică. Astăzi nu-mi propun să discut subiectul stringurilor, ci subiectul gândurilor. Prin urmare, s-ar putea ca acele gânduri să nu ți aparțină. Deoarece, dacă tot apar recurent, fără explicație, înseamnă că nu ești numai tu vinovat, nu ești numai tu cel obsedat, nu ești numai tu cel care are, nu știu, un dezechilibru emoțional și are nevoie să se agățe disperat de o anumită amintire. Ți-ai pus vreodată întrebarea dacă nu cumva și cealaltă persoană se gândește la tine? Iată de ce îți ofer astăzi o tehnică foarte simpatică și drăguță și eficientă în care poți să identifici dacă persoana respectivă se gândește sau nu la tine în cazul gândurilor recurente. Te așezi într-o poziție confortabilă, pe canapea, pe fotoliu, întins în pat. Important este să fii confortabil și să nu fii stresat și deranjat de zgomotele celor din jur. Iată de ce de multe ori recomand tehnica asta, deoarece nu este o tehnică invazivă, nu are cum să-ți facă rău, fie să o faci dimineața când te trezești sau seara la culcare. De obicei seara, zgomotele orașului, pentru că majoritatea dintre noi suntem la oraș, nu? Zgomotele orașului se diminuează, nu mai sună telefonul, nu-ți mai cântă vecinul în cap, nu mai se aud zgomote. Te întinzi, te relaxezi, rostești o rugăciune cu care ești familiar, după care te centrezi pe gândurile legate de acea persoană.
Este foarte important să te centrezi, adică le aduci în cap. Sunt convinsă că nu o să fie prea greu atâta vreme cât tu te gândești toată ziua la acea situație. Și puneți o singură întrebare. Aceste gânduri îmi aparțin mie? Nu continua cu sau lui cu tăriță sau... Nu. Puneți o dată întrebarea următoare. Aceste gânduri îmi aparțin mie? Și apoi ascultă să vezi ce îți spune sinele tău interior. Răspunsul s-ar putea să te surprindă. În cazul în care îți aparțin ție, e clar, reluăm tot ceea ce am spus anterior. Biserică, psiholog, meditație, ca să rezolvi balastul. Dar în 99% din cazuri vei vedea că răspunsul este nu, nu ți aparțin ție. Următoarea întrebare în cazul în care primești de la sinele tău răspunsul nu, nu ți aparțin ție este cui aparțin aceste gânduri? Evident, va apărea numele unei persoane aflate în viață sau nu, pentru că să știți că legătura cu spiritul unei persoane continuă și după ce a murit aceasta, după ce a ieșit din corp. Se identifică numele persoanei, apoi se face afirmația, fie ca aceste gânduri să se întoarcă la posesorul lor. În niciun caz nu adăugați în algoritm nimic de genul să-i fie rău, să-i se întâmple, să nu știu ce. Nu, pur și simplu să se întoarcă înapoi la posesorul lor. Din ce motiv? De multe ori un gând, atunci când se formează, are nevoie de o ancoră. Adică dacă eu gândesc ceva, imediat gândul merge către destinatar. Fie că este în viață, fie că nu este în viață. Dar aici hai să ne ocupăm de oamenii care sunt în viață. În momentul în care eu am transmis un gând, acea persoană se conectează automat la mine și înseamnă că am ancorat-o și se gândește și ea la mine. Și atunci avem o acțiune bilaterală în care gândul lansat de o persoană ajunge la destinatar. Și iată că ne aflăm de multe ori în situația să fim bombardați de gândurile altora, nu de gândurile noastre. Și vă povestisem la începutul acestei filmări că acea persoană se tot îmi venea în cap. Ei bine, după 8 sau 9 ani de experiențe de acest gen, am avut ocazia să interacționez cu acea persoană și spun, măi, tot îmi vin în cap, ce se întâmplă, care e situația? Și am avut o revelație în sensul că respectiva entitate s-a confesat și mi-a spus că mi-a urmărit activitatea, postările pe Facebook, activitatea în lumea mondenă, aparițiile televizate, 8 ani de zile. Pur și simplu le-a urmărit. Pur și simplu, știți cum se zice în engleză, stalker. Și atunci am înțeles și mi s-a confirmat că nu era problema mea, ci eram doar ancora gândurilor unei alte persoane. Și în momentul în care devii o ancoră, ești prins în acea poveste și dacă mai ales nimerești peste o persoană care este foarte intuitivă, spre exemplu, poate să aibă un semn zodiacal foarte puternic, intuitiv. Poate să fie rac, scorpion, pești, să aibă un ascendent pe semne de apă, cine știe în hartă ce aspecte poate să mai aibă. Sau pur și simplu să fie înzestrată cu un magnetism aparte energetic, atunci te-a făcut, te-a terminat, pentru că se ancorează foarte bine la mintea ta. Și ce poți să faci? Pentru că nu poți să rămâi în situația respectivă. Tehnica pe care ți-am zis-o, te relaxezi, îți pui întrebarea ale cui sunt gândurile acestea, îți vine răspunsul dacă sunt ale altei persoane și afirmația este aceste gânduri să se întoarcă la destinatar, să se întoarcă la cel care le-a trimis. Aceste gânduri să se întoarcă la cel care le-a trimis. Voi faceți algoritmul, nu trebuie să repetați ca un papagal cuvintele mele, pentru că în lumea energetică, fiecare dintre noi are o vibrație și cum 5 degete la o mână nu sunt egale, nici vibrația ta nu are cum să fie mulată, copy-paste pe vibrația mea. Deci ideea este să transmiți afirmația în astral, să se întoarcă de unde au venit, fără să pui niciun alt algoritm, fără să adaugi nimic altceva, pentru că nu, dacă adaugi ceva în plus, vei face doar o nouă ancoră. Așa încât vă doresc baftă să scăpați de gândurile recurente, să știți că se poate scăpa de ele. Important este să și vrei. Și să ai o zi bună!